Ziua bună tuturor! Sunt Valiconea și astăzi, cu ajutorul unui material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, aflat cine a fost strănepotul lui Vlad Țepeș, poreclit oaieseacă și domn al Țării Românești. Domnul Țării Românești, poreclit oaieseacă, a fost Alexandru al II-lea Mircea. Acesta a fost fiul lui Mircea al III-lea, nepot al voievodului Mihnea cel Rău, cel din urmă fiind fiul lui Vlad Țepeș. Alexandru al II-lea, domnitor al Țării Românești între 1568 și 1574 și între 1574 și 1577, este într-adevăr un personaj interesant din istoria românească ce a avut legături cu familia Drăculeștilor, întemeiată de Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, cunoscut drept Dracula. Acesta a fost strănepotul direct al lui Vlad Țepeș. Alexandru al II-lea s-a născut în Transilvania, nu în țara românească, pentru că tatăl său, Mircea al III-lea, a fost exilat pentru o perioadă de timp, în așteptarea momentului prielnic, să reia tronul pe care îl ocupase pentru doar 3 luni, între octombrie 1509 și ianuarie 1510. Acesta s-a implicat în luptele pentru tronul Țării Românești în acea perioadă de instabilitate. Alexandru al II-lea a fost, într-adevăr, un domnitor care a avut o viață marcată de mister și peripeții. Întrucât tatăl său nu a reușit să-și consolideze puterea și să-și mențină tronul în mod stabil, a fost nevoit să stea în primejie o perioadă înainte de a reveni pe scena politică. Perioada de primejie a lui Alexandru a durat aproximativ 40 de ani, în care s-a aflat într-o continuă instabilitate și pericol, fiind considerat un posibil pretendent la tronul domnesc al Țării Românești. Apropierile sale de țară îl expuneau la riscul de a fi implicat în luptele pentru putere și de a deveni o amenințare pentru cei care ocupau tronul în acel moment. De-a lungul acestei perioade și pline de peripeții, Alexandru al II-lea a ajuns să-și pună propriile peregrinări, așa cum s-a consemnat în textul unei pisanii puse pe o fântână din Ognele Mari. Această pisanie poate fi considerată o mărturie a călătoriilor și aventurilor sale, precum și a dificultăților întâmpinate în căutarea unui loc stabil și sigur în care să-și revendice locul la putere. Am fost în pribegie în țara răpească 20 de ani și în Alep 14 ani, ca într-o închisoare. Se scrie în acest text, ea fiind varianta căreia istoricii îi oferă cea mai mare credibilitate. Astfel, povestea domniei lui Alexandru al II-lea este una plină de peripeții, tragedii și incertitudini, reflectând o perioadă tumultoasă și zbuciumată din istoria Țării Românești. Căsătoria lui Alexandru al II-lea cu Ecaterina Salvareso, de origine italiană, în 1558 la Pera, Constantinopol, marchează un moment important din viața personală a domnitorului român și relevă conexiunile diplomatice și culturale ale acelei perioade. Întâlnirea și căsătoria cu Ecaterina Salvareso au reprezentat un simbol al deschiderii spre lumea europeană a domnului român și ca o modalitate de a consolida relațiile cu statele europene, în special cu Italia. Prin această uniune, Alexandru al II-lea nu numai că a încheiat o alianță personală, dar a și stabilit legături politice și culturale importante în contextul Europei renascentiste. Căsătoria cu Ecaterina Salvareso a avut și implicații politice, consolidând poziția domnului român în contextul marilor puteri europene ale vremii. De asemenea, prin această căsătorie s-au deschis noi oportunități pentru schimbările comerciale și culturale între țara românească și alte state europene. Alexandru al II-lea a preluat conducerea Țării Românești într-o perioadă în care luptele pentru tron erau frecvente, iar stabilitatea era fragilă. Înrudit fiind cu Vlad Țepeș, a urmat același drum violent și sângeros ca înaintașii săi celebri. Alexandru al II-lea, poreclit oaieseacă, a ocupat tronul Țării Românești în perioada iunie 1568-aprilie 1577, cu o scurtă întrerupere în primăvara lui 1574. Anul 1568 reprezintă un moment crucial în istoria domniei lui Alexandru al II-lea al Țării Românești, marcat de o serie de evenimente semnificative. Alegerea sa pe tronul țării ca urmare a intrigilor și manevrelor politice de la curtea sultanului a deschis calea către o domnie care avea să fie caracterizată de violență și instabilitate. Primul act notabil al domniei sale a fost reprezentat de o masacrare a boierilor, acțiune care a fost comparată în cruzime cu metodele folosite de domnitorul Vlad Țepeș. Acest act brutal de represiune a avut un impact profund asupra societății și elitei politice din acea perioadă.
Evenimentul violent a fost consemnat în cronicile vremii și s-a păstrat în documentele istorice ulterioare, inclusiv într-un document din 1604. Baia de sânge făcută de Alexandru al II-lea printre boieri a fost un semnal puternic al autorității sale și a dorinței de a-și consolida puterea prin teroare și represiune. Astfel, toți boierii, câți au fost pribegi de frica lui Mircea Voievod, Mircea Ciobanu, în țara ungurească, toți au venit cu mare veselie în țară, în patria lor și la răposatul Alexandru Voievod, ca să slujească domniei lui pentru drepte sate și ațigani și pentru dreptele lor averi. S-a întâmplat tăierea tuturor boierilor și rea moarte de către răposatul Alexandru Voievod. Astfel, câți boieri au rămas netăiați, iarăși li s-a întâmplat pribegie peste munți, se arată în documentul din 1604. Nașterea unicului său fiu, viitorul domn Mihnea al II-lea, în 1564, a reprezentat un moment important în viața personală a domnitorului Alexandru al II-lea al țării românești, asigurând astfel succesiunea dinastiei și continuitatea liniei succesorale la tron. Totuși, una din realizările semnificative ale domniei sale a fost fondarea în 1573, împreună cu soția sa, Ecaterina Salvareso, a primei tiparnițe din București la mănăstirea Plumbuita. Acest moment a marcat o etapă importantă în evoluția culturală și tehnologică a țării românești, aducând tehnologia tiparului în țară și contribuind la dezvoltarea mediului cultural și intelectual. Fondarea tiparniței la mănăstirea Plumbuita a reprezentat o inovație majoră pentru acea perioadă, oferind posibilitatea de a imprima cărți și texte religioase, culturale sau științifice în mod mai eficient și accesibil. Această inițiativă a avut un impact semnificativ asupra culturii și educației în țara românească, contribuind la propagarea cunoașterii și a ideilor în rândul populației. Obținerea tronului Moldovei de către Petru Șchiopul, fratele lui Alexandru al II-lea, în 1574, a reprezentat un moment semnificativ în istoria relațiilor dintre cele două țări românești, Muntenia și Moldova. Această succesiune dinastică a dus la o uniune familiară între cele două state, deschizând calea către colaborare și alianțe între conducătorii acestora. Pentru a sărbători acest moment important, atât Alexandru al II-lea, cât și Petre Șchiopul au organizat un festin numit și Chef Monstru, desfășurat la Săpățeni, o localitate în apropiere de Focșani. La această festivitate au participat nu doar cei doi domni, ci și boierii și nobilii din ambele țări, Muntenia și Moldova, subliniind unitatea și colaborarea dintre cele două state. A fost un prilej de festivități, discuții și schimburi culturale, contribuind la întemeierea unei baze solide pentru colaborarea și cooperarea viitoare între Muntenia și Moldova. În contextul în care cei doi domni, Alexandru al II-lea și Petre Șchiopul, erau ocupați cu petrecerea de la Săpățeni, vornicul Dumbravă a profitat de ocazie pentru a acționa. Conducând o armată de boieri moldoveni nemulțumiți și opunându-se lui Petre Șchiopul, Dumbravă a luat decizia de a se alătura lui Ioan Vodă cel Viteaz, recent mazilitul domn al Moldovei, și au pornit un atac asupra zonei respective. Acest moment marchează oportunitatea capitalizării unui moment de slăbiciune și de concentrare a forțelor domnilor Munteniei și Moldovei în altă direcție, oferindu-le boierilor nemulțumiți șansa de a acționa împotriva puterii existente. Unirea forțelor boierilor moldoveni, sub conducerea lui Dumbravă, cu susținerea lui Ioan Vodă cel Viteaz, a constituit o amenințare imediată pentru autoritatea lui Petre Șchiopul și pentru stabilitatea Moldovei. Această acțiune s-a dovedit a fi un moment crucial în politica internă a Moldovei, evidențiind conflictele și instabilitatea din acea perioadă. Intrarea în scenă a lui Dumbravă și a boierilor nemulțumiți a perturbat echilibrul de putere și a generat un context de luptă pentru tronul Moldovei, marcând schimbări importante în conducerea statului. Evenimentele care au urmat bătăliei de la Jiliște au avut consecințe dramatice pentru Alexandru al II-lea și fratele său, Petru Șchiopul. Lipsându-le o armată puternică, cei doi domni au fost înfrânți în confruntarea care a avut loc la Jiliște, în apropiere de Râmnicu Sărat. Această înfrângere i-a determinat pe cei doi frați să se retragă, iar Alexandru al II-lea s-a retras strategic la Târgu de Floci. La Târgu de Floci, Alexandru al II-lea a organizat o contraofensivă eficientă prin care a reușit să zdrobească cetele moldovene și să recucerească Bucureștiul. Această victorie a marcat un moment crucial în revenirea sa pe tronul Munteniei și în restaurarea autorității sale.
Episodul care a urmat, cel care i-a dus domnului Muntenii porecla de oaie seacă, a fost un eveniment notoriu care avea să-l definească în istorie. Originea acestei porecle este legată de o legendă sau o întâmplare memorabilă asociată cu domnitorul, care a rămas în conștiința contemporanilor și a urmașilor săi. Domnia lui Alexandru al II-lea a fost marcată de decizii și acțiuni controversate, cum ar fi impunerea unor noi biruri, inclusiv birul pe oile sterpe, care a fost privit cu ironie și nemulțumire de către populație. Această taxare specifică a generat o reacție negativă din partea oamenilor obișnuiți, iar porecla cu care a rămas în memoria urmașilor, oaie seacă, reflectă ironia și critica față de politica sa fiscală. O legendă spune că pe meleagurile țării românești, domnia lui Alexandru al II-lea era cuvânt de lege pentru toți supușii săi. Voivodul era cunoscut pentru curzimea sa și pentru dârzenia cu care își conducea poporul. Însă, odată cu trecerea anilor, domnitorul a trebuit să facă față unor vremuri grele, când trezoreria era golită și poporul suferea din cauza unor impozite grele. Într-o zi de primăvară, când ciobanii își pășteau liniștite turmele pe câmpii, domnitorul a hotărât să pună un impozit pe oile sterpe din țară, pe rând astfel să aducă un suport financiar în visteria sa. Decizia a stârnit nemulțumire în rândul ciobanilor, care s-au simțit nedreptățiți de această măsură. Printre aceștia se număra și un bătrân cioban cu o turmă de oi afectată de secetă și lipsa hranei. În acele vremuri tulburi, un bătrân cioban a hotărât să-și îndrepte nemulțumirea către domnitor. Cu inima plină de amărăciune și cu ochii flămânzi de dreptate, a ajuns la curtea regală și a expus cu tristețe situația dramatică în care se afla. Dar cu un gest nepăsător și lipsit de empatie, Alexandru al II-lea l-a ascultat pe cioban cu un dispreț apăsător și a refuzat să renunțe la impozitul injust impus. Gestul său rece și neînțelegător a stârnit indignare și disperare în sufletele celor sărați și asupriți. Povestea bătrânului cioban și a domnitorului fără milă s-a răspândit ca un vânt rece prin toată țara, iar Alexandru al II-lea a fost poreclit de atunci oaie seacă pentru lipsa sa de compasiune și înțelegere. Pe lângă aceasta, domnia lui Alexandru al II-lea a fost caracterizată de tentații pentru putere din partea unor pretendenți dornici să-l înlăture, bineînțeles de la domnie. Alexandru a acționat ferm împotriva acestor conspirații, fapt ce a dus la execuția zeci de boieri implicați în aceste tentative de răsturnare a sa de la putere. Aceste acțiuni au contribuit la consolidarea autorității sale, dar au alimentat și nemulțumirea unor părți ale aristocrației. Altă legendă spune că domnia lui Alexandru al II-lea era înconjurată de umbre periculoase ale intrigilor și conspirațiilor din partea celor dornici de putere. Voivodul, cu inima sa înflăcărată de dăruire pentru țara sa, s-a văzut pus în fața unor momente de mare încercare, când ambițiile neînfrânate ale unora au încercat să-i clatine tronul și autoritatea. Fermitatea și hotărârea lui Alexandru de a rămâne pe tronul său și de a apăra demnitatea domniei au devenit legendare în istoria locurilor. Conspirațiile care pândeau din umbră erau văzute drept un vânt rece care încerca să stingă dorința sa de a domni pe tronul țării românești. Mergând pe drumul său, domnitorul a identificat și sfărâmat fiecare intrigă, luptând pentru a-și menține coroana nepătată de trădări. Cu curajul unui conducător nemilos, Alexandru al II-lea a ales să îi confrunte pe cei care îl pândeau din umbră, iar cauza sa nu a cunoscut bunătatea. Executând cu fermitate pe cei care îndrăzneau să se îndepărteze de legea impusă și de supunere, domnitorul a făcut ca puterea sa să trălucească mai puternic ca niciodată. Dar acest act, alături de repercusiunile sale pline de durere și sânge, au lăsat o adâncă urmă de neliniște în inimile unor părți ale aristocrației, care nu au putut înțelege logica lui Alexandru. Astfel, povestea domniei sale, marcată de lupta aprigă împotriva umbrelor conspirațiilor, a rămas ca un reper al unui conducător puternic, dar și al unor vremuri tulburi și neînțelese, în care lupta pentru putere și justiția impusă erau mereu în luptă pentru supremație. Moartea sa neașteptată în aprilie 1577 a marcat o schimbare majoră în peisajul politic al Munteniei. Trecerea sa din viață a lăsat un vid de putere, iar succesiunea tronului de către un fiu în vârstă de doar 11 ani a creat un climat de incertitudine și instabilitate în domeniul politic. Acest eveniment a deschis calea pentru noi tensiuni și lupte pentru putere în Muntenia, având consecințe profunde asupra viitorului statului și al guvernării sale.
Înhumarea lui Alexandru al II-lea la mănăstirea Sfânta Troiță din București, ce se află pe locul actual al mănăstirii Radu Vodă, ochitoria voivodului însuși, a reprezentat un moment de însemnătate pentru istoria și memoria sa. Această mănăstire avea o semnificație specială pentru domnitor, fiind locul ales pentru odihna sa veșnică. Descoperirea fragmentelor pietrei tombale ale lui Alexandru al II-lea, care se regăseau ca suport pentru fântâna din curtea bisericii, în urma unor investigații din anii 20, a adus la lumină o parte din istoria și patrimoniul cultural al acelei perioade. Numele de Turcitul, cu care a rămas Mihnea al II-lea, fiul și succesorul lui Alexandru al II-lea, în contextul în care tatăl său a fost poreclit oaie seacă, aduce o notă suplimentară de ironie și dramatism asupra acelei perioade istorice tumultoase. Mihnea al II-lea a condus țara românească în două domnii, care, pentru acea vreme, reprezentau o perioadă considerabilă de 12 ani, însă sfârșitul său a fost marcat de adoptarea islamului după ce a părăsit tronul. Supranumele de Turcitul exprimă nu doar faptul că Mihnea al II-lea a adoptat religia islamică după abdicare, ci și subliniază influența culturală și religioasă complexă la care era expusă Muntenia în acea perioadă. Această alegere personală a avut consecințe profunde, determinând o reevaluare a locului său în istoria românească și a relației cu lumea islamică a vremii. Domnia lui Alexandru al II-lea reprezintă un moment important în istoria românească, fiind marcată de conflicte interne și externe, de intrigile politice și de încercări de consolidare a puterii într-o perioadă de tranziție și schimbare în principatele românești. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Odorogea și prezentat de Valicona. Până data viitoare, vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți!